Intrăm în direct în 10, 9... 8 secunde până la cel mai mare eșec din istoria TV. 5, 4, 3... Credeam că o să mă tragi în piept, domniță. Și să dezamăgesc publicul? Niciodată. Îmi pare rău că am întârziat, Nadia. Exact la țanc! Ei bine, acum o bazez pe tine să faci să explodeze audiența. Fă luminile alea roșii verzi. Bună seara! Sunt Nadia Șamac și vă uitați la Față în Față. În prima noastră emisiune le urez bun venit eroilor Parisului, Buburuza și Motan Noir. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat acest interviu în exclusivitate. Păi noi îți mulțumim, Nadia, suntem onorați să fim aici. Și bună tuturor fanelor mele. Sunt sigură că mii de fane te privesc acum. Nu-l încuraja, Nadia, altfel o să toarcă toată noaptea. Da, de unde? Bubu vede pete negre de gelozie. Hei, căzusem parcă de acord să încetez cu bubul tău, pisicuță. Dar e așa de haios. E clar că voi doi sunteți foarte apropiați. Marinette pierde tot interviul. Ce tot face fata asta? Oamenii vă cunosc, însă nu vă cunosc cu adevărat. Vedem cum salvați mereu Parisul, însă nu știm mai nimic despre voi. O să-ți spunem toate secretele în seara asta, Nadia. Ei, câteva secrete trebuie să avem, cum ar fi identitatea noastră, desigur. Absolut. Ce-ar fi să începem cu câteva întrebări din partea celor mai înfocați fani? Da, să începem. Bună seara! Spuneți, te rog, numele și întrebarea. Serios, Nadia? E clar că n-avea cine să fie primul apelant decât eu. Sunt cea mai prestigioasă fană a Buburuzei. Oh, da, desigur. Bună, Chloe Bourgeois, fica primarului Parisului. Și nu uita, Daddy este managerul hotelului Grand Paris, cel mai luxos din tot orașul. Mulțumim că ne-ai amintit. Care-i întrebarea ta, Chloe? Oh, n-am nicio întrebare. Voiam doar să le zic bună, din moment ce știți ce buni prieteni suntem Buburuza, Motan Noir și cu mine. Mulțumim, Chloe Bourgeois. Următorul apel. N-am terminat. Cine vă dă dreptul să... Bună, Buburuză și Motan Noir. Sunt Alia. Îmi puteți acorda și mie un interviu pentru Bubublog? Că doar știți, am o audiență mai mare decât Nadia. Ce spuneți? Da, sigur, Alia. Mi-ar face mare plăcere. Este nemaipomenit. Mulțumesc, mulțumesc. Sunt la TV. Mami! Meno? Dar unde-i Marinette? S-a dus să le spună părinților ceva. Da, și uneori durează mai mult. Ce înseamnă asta, Nadia? E cumva vreo glumă? Pornește odată interviul, acum! Buburuză, Motan Noir. Deci mulți fani se gândesc la voi ca la un cuplu de supereroi. Dar și ca la, citez, ca la un cuplu. Punct. Puteți confirma că sunteți un cuplu acum? Eu îmi pare foarte rău, Nadia, dar suntem supereroi. Nu suntem aici ca să răspundem la întrebări atât de personale. Miau! Domnița are ghiare. Suntem aici ca să asigurăm parizienii că sunt în siguranță și că e doar o chestiune de timp până îl vom învinge pe Hawkmoth. Asta-i tot. Mi-ai spus că ai informații picante. Bine, și atunci cum explicați aceste fotografii? Ce? Când s-a întâmplat asta? Îți salvam viața, nu te sărutam. Bravo, țin-o tot așa. E atât de clar că sunteți îndrăgostiți. Astea sunt doar niște poze scoase din context. Noi doar ne facem datoria. Salvăm orașul împreună în fiecare zi. Nu suntem un cuplu. Dar poate că într-o bună zi... Motan, nu acum! De ce nu spuneți adevărul? Dar ăsta e adevărul, Nadia. Haideți, publicul așteaptă răspunsul vostru. Interviul ăsta s-a terminat. Ce te grăbești așa? Uite, o alertă, Parisul are nevoie de noi, chiar acum. Scuze, ne cheamă datoria, trebuie să fugim. Nu-i lăsa să plece. Hei, stați puțin, emisiunea nu s-a terminat încă. Fanii vor fi dezamăgiți dacă nu le dați un răspuns. Dacă ne sunt fani cu adevărat, vor înțelege. Domnița are dreptate. Frumusețe. Confort. Ei bine, ia-ți la revedere, Nadia. Aceasta a fost oficial prima și ultima ta emisiune în prime time. Oh.